În general, fetele se joacă cu păpuși, iar băieții cu mașinuțe. Eu unul nu m-am știut niciodată juca cu mașinuțele. Pentru mine, joaca preferată și continuă era joaca de a lupta. Orice obiect care îmi cădea la îndemână devenea o armă adevărată. O suliță, o sabie, un arc, pistol, pistol mitralieră, pușcă cu lunetă, grenade, orice obiect devenea o armă în mâinile mele. În funcție de lecturile mele, mă metamorfozam pe rând în haiduc, eram Robin Hood sau Chirilă 10 cuțite dacă îl citeam pe Ioan Dan, Taina Cavalerilor, eram soldat, eram capitan dacă citeam Sven Hassel, Gestapo, Monte Cassino, deveneam prietenul și apărătorul indienilor dacă îl citeam pe Carl May în Vinetu, eram Old Shatterhand sau eram ultimul mohican când citeam James Fenimore Cooper, eram mușchetarul regelui când citeam Alexandre Dumas și așa mai departe. Strategiile de război îmi umplau mintea. Îl luam pe Marius, fratele meu, și transformam mica noastră cameră într-un câmp de bătălie. Fiecare obiect de mobilier era o stâncă, un tranșeu, un copac. Gloanțele șuierau pe deasupra noastră. Uneori eram rănit și cu greu mă târam la adăpost unde îmi îngrijeam rănile și, bineînțeles, întotdeauna mă vindecam și reveneam în luptă și, fără excepție, ieșeam victorios. Erau vremuri ale curajului, onoarei și ale sacrificiului de sine. Frumoase vremuri. Stau și mă întreb, oare copilăria nu este un timp de pregătire pentru viața adevărată? Oare nu cumva în țesătura noastră lăuntrică există reprezentat cumva fiorul unei lupte ce avem de dus în viața reală? Dacă păcatul nu ar fi intrat în lume, oare am fi știut ce înseamnă lupta? Probabil că nu. Dar păcatul a intrat și lupta a început. Dacă joaca de-a lupta poate fi o pregătire pentru lupta adevărată, luptele reale ce le avem de dus în viața de credință nu sunt joacă de copii. Armele, deși de altă factură decât cea materială, sunt la fel de adevărate, rănile sunt dureroase, lacrimi reale ne umplu ochii. În cursul care ne stă înainte, vom încerca să cercetăm îndeaproape acest conflict spiritual în care se află orice credincios care și-a pus încrederea în Domnul Iisus și să încercăm să învățăm să folosim armele cu care suntem dotați ca să putem face față conflagrației. Fiecare dintre cei răscumpărați ai lui Iisus Hristos are luptele lui de dus. Vizitam o bază militară din Statele Unite, din Illinois, Scott Air Force, în orașul Belleville. Și mi-aduc aminte că pe frontispiciul clădirii era un motto. Motoul spunea așa: un soldat neantrenat este o țintă sigură. De-a lungul istoriei, tema războiului spiritual a fost una care a suscitat interesul în valuri succesive. În ultima vreme, un nou val s-a revărsat peste biserică și preocuparea cu privire la acest subiect este una crescândă, unii o numesc chiar o manie. E bine, accentuarea acestei teme este bună din perspectiva faptului că ne familiarizăm cu scopurile și strategiile adversarului, astfel încât să nu fim luați prin surprindere. Căci nu suntem în necunoștință de planurile lui, zice Pavel în 2 Corinteni 2 cu 11. Pe de altă parte, o accentuare fără limită a temei conflictului spiritual poate conduce la captivarea interesului în asemenea măsură încât să vedem un demon în spatele oricărui lucru, oferind diavolului o importanță și puteri mai mare decât are în realitate. Am stat și m-am întrebat, de ce s-a fi trezit interesul? Și am găsit în scrierile vremilor noastre câteva explicații, câteva motive. Una din ele susține următorul lucru. Cel rău, Satan, își eliberează toate armatele în aceste vremuri din urmă. E bine, mie mi se pare puțin probabil. În primele trei secole ale bisericii, războiul a fost la fel de acerb. Sigur că există tendința naturală de a crede că problemele noastre sunt mai mari decât oricând. Dar nu prea are sens să crezi că Satan și-a ținut în rezervă forțele câteva secole, le-a ținut undeva la odihnă, pentru că demonii n-au nevoie de odihnă. În plus,
Atacurile cele mai eficiente sunt cele date împotriva unui inamic care încă nu este bine dezvoltat, perfect dezvoltat, puternic dezvoltat. Deci are sens ca luptele cele mai aprige să fie avut loc la începutul bisericii, nu la sfârșitul ei. În plus, activitatea ocultă, demonică, din Imperiul Roman era rampantă în acele vremuri și infiltrată la nivelele cele mai înalte. Până și oficialii Imperiului aveau ca și sfetnici tot soiul de vrăjitori sau preoți oculți. Închinarea ocultă era generalizată și oficial susținută în acele vremuri. În Pergam, spre exemplu, se afla scaunul satanei, cum spune Ioan în Apocalipsa 2:13. Se referea la Asclepios, un spirit demonic care a luat forma unui șarpe. Acesta era venerat în Pergam. Moralitatea Romei era o urâciune, chiar evaluată după standardele noastre de astăzi. Relațiile sexuale extramaritale, concubinajul, orgiile sexuale, homosexualitatea, pedofilia, zoofilia erau la ele acasă atunci. De aceea mă îndoiesc că Satan și-a mobilizat toate forțele mai mult ca la începutul bisericii. O altă explicație pentru interesul mărit din zilele noastre sună cumva în felul următor. Este vorba de o nouă infiltrare a demonilor în biserici pentru a le distruge dinspre înăuntru, înspre în afară. Mă îndoiesc. Infiltrarea demonilor cu scopul distrugerii bisericii este de la începuturile ei. Toate ereziile, schismele, imoralitățile insinuate în biserică, toate abuzurile și agresiunile făcute de biserică sunt dovada acestor atacuri. Nu cred că avem motive în plus să credem că astăzi lucrurile stau mai rău decât atunci. Un alt răspuns la această întrebare vine pe linia următoare. Sataniștii și vrăjitoarele sunt într-o ofensivă sau unit într-o ofensivă împotriva bisericii. Nu știu. Forțele celui rău au fost unite în tot timpul istoriei împotriva lui Dumnezeu. Nu cred că se poate susține cu seriozitate părerea că activitatea demonică este mai intensă în aceste vremuri decât a fost în generațiile trecute. Poate doar globalizarea informației sau expunerea mediatică, mediatizarea informației întărește percepția intensificării activității demonice. E bine, interesul pentru războiul spiritual cred că se află doar pe un val, încă un val succesiv cu privire la acest subiect. Până la urmă, nu aceasta este cea mai importantă întrebare. Haideți să continuăm demersul nostru, uitându-ne la ce înseamnă războiul spiritual și cum trebuie să ne raportăm la el. Războiul spiritual înseamnă diferite lucruri pentru diferiți oameni. Unele perspective sunt de-a dreptul ridicole. Acum câțiva ani, un grup de specialiști în războiul spiritual trimiteau credincioșii în locuri înalte sau la înălțime ca să lupte cu demonii. Argumentul lor era următorul. Dacă spiritele rele locuiesc în locurile cerești, dacă Satan este domnul puterii văzduhului, așa cum spune Pavel în Efeseni 2:2, atunci cei înregimentați în lupta spirituală trebuie să urce undeva sus, ca să fie eficienți în lupta lor. Unii sugerau că etajele 40, 50 sau 60 ale zgârie norilor sunt cele mai bune locuri de rugăciune pentru exorcizare și atacarea împărăției celui rău. În continuare a aceleiași idei, alți specialiști recomandau închirierea unui elicopter sau avion care să urce chiar mai sus în văzduh, acolo unde demonii locuiesc, și se confrunte la ei acasă. Mi se pare ridicol. Săracul Domnul Iisus, el nu avea clădiri de 60 de etaje, nici avioane sau elicoptere, ca să fie eficient în lupta cu demonii? Ignoranța cu privire la cuvântul lui Dumnezeu pune biserica într-o poziție vulnerabilă. Lipsa unei solide și corecte înțelegeri cu privire la diavol și cu privire la poziția și autoritatea ce o avem noi în Domnul Iisus Hristos ne va conduce la o gândire defectuoasă, la imaginații deșarte și la metode stupide de luptă. Pasajul cel mai des asociat cu războiul spiritual este cel deja citit, cel din Efeseni 6, care este de fapt o concluzie a întregii epistole. Încolo, fraților, începe pasajul nostru. Adică, în concluzie, în final, sau ce mai rămâne de zis,
Da, sau, dacă ar fi să adun toate lucrurile într-o concluzie, aceasta ar fi: încolo, fraților, întăriți-vă în și îmbrăcați-vă cu. Practic, pasajul care ne interesează în cursul acesta are de-a face cu acest război spiritual și este, de fapt, o concluzie a întregii epistole a lui Pavel către efeseni. La o primă citire sau la o primă privire de ansamblu asupra pasajului, putem desprinde clar un adevăr major, și anume, războiul spiritual este o realitate. În universul uman nu există teritoriu neutru. Fiecare centimetru pătrat, fiecare fracțiune de secundă este pretinsă de Dumnezeu și contrapretinsă de Satan. Există o categorie de oameni, unii chiar credincioși, care neagă existența diavolului și a lumii spiritelor rele. Eu cred că ei se înșală. C.S. Lewis spunea că există două greșeli majore, egale și opuse, pe care omul le poate face în legătură cu demonii. 1. Să nu creadă în existența lor. Și 2. Să creadă și să aibă un interes exagerat pentru ei. Draci, spunea el, se bucură de ambele extreme. Aclamă plin de încântare atât ateii, cât și vrăjitorii. Sfânta Scriptură este deosebit de clară cu privire la activitatea intensă, cu privire la lupta acerbă care are loc în lumea spirituală. Cel rău se află într-un conflict continuu cu Dumnezeu, cu biserica sa și cu copiii săi luați ca și indivizi. Scriptura este clară, dați-mi voie doar să citesc câteva pasaje care ne subliniază acest adevăr. Războiul spiritual este o realitate, Scriptura afirmă foarte clar. De exemplu, Daniel 10, de la 1 la 14, spune așa: omul în haine de in i-a zis: Daniel, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. În lumea spirituală se întâmplă niște lucruri. Există căpetenii, există lupte. Iov, capitolul 1, de la 6 la 12. Ascultați textul. Domnul a zis Satanei: iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Cel rău este interesat de oamenii lui Dumnezeu. Iuda, citesc versetul 9. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Din nou un conflict în lumile spirituale. Apocalipsa 12. Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Evident, în lumea spirituală nu este pace. Chiar dacă noi nu percepem toată conflagrația care are loc dincolo, în lumea spirituală nu există pace. Noi nu știm detaliile ei și asta este spre binele nostru, cred eu. Altfel, cred că ne-am îngrozi. Și nu este înțelept să speculăm și să dăm conotații mai mari decât se cuvin forțelor celui rău. Apoi mai există printre noi un soi de abordare a creștinismului care simplifică această realitate până la nivelul derizoriului. Ei privesc la creștin ca la unul care a ieșit din luptă. Ai vreo problemă? Vino la Iisus, El va rezolva toate problemele tale. Ești descurajat? Iisus te va face fericit. Ești deprimat? Iisus te va ridica. Bineînțeles, există o parte de adevăr în toate aceste răspunsuri, însă uneori acest adevăr este prezentat într-un mod atât de simplist, încât ai putea crede că a deveni creștin înseamnă pur și simplu a porni pe o cale ușoară și plăcută, lucrurile rezolvându-se de la sine. Hristos a rezolvat toate lucrurile de la sine. Departe de adevăr, viața de credință este un război. Scriptura este foarte clară cu privire la acest lucru. Pavel o afirmă încă foarte clar de la începutul pasajului nostru. Ascultați-l. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.
Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Pasajul pe care îl studiem ne spune că avem o luptă personală de dus și de unii singuri nu suntem capabili să o facem. În calitate de creștin, ești studiat, ești pândit, ești asaltat în mod regulat. Eșecul de a pricepe acest fapt poate să te facă să devii o victimă a conflictului. Dumnezeu este acela care poartă războiul, însă Dumnezeu își câștigă bătăliile prin noi în măsura în care ne îmbrăcăm cu armura și ne angajăm în lupta pe care El o pune înaintea poporului Său. Și atunci, ce este războiul spiritual? El este o realitate, dar ce este războiul spiritual? De fapt, expresia război spiritual nici nu există în Biblie. În Vechiul Testament sunt relatate o mulțime de războaie și se pot face anumite analogii între acestea și așa zisul război spiritual. Dar expresia nu este consacrată, nu este exprimată în Scripturi. În Noul Testament sunt doar 5 locuri în care se folosește expresia de război, sau stratos, în limba greacă. Și nici unul din acestea nu este în conexiune cu diavolul sau cu demonii. Uitați-vă la cele 5 pasaje. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Observați? Este în contextul persoanei care trebuie să ia decizia puternică de a-și ține gândirea în frâu. Imaginea luptei are de-a face cu gândirea, cu ținerea în frâu a gândirii noastre. 1 Timotei 1 cu 18 este al doilea pasaj unde apare cuvântul război sau luptă. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Timotei este chemat să rămână credincios chemării credinței. 2 Timotei 2 cu 4 este următorul pasaj. Niciun ostaș sau om de război nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Observăm aici o chemare la asta focalizat pe Dumnezeu, Cel care ne-a chemat la oaste. Iacov 4 cu 1. De unde vin luptele și certurile din între voi? Luptele cu poftele care se luptă în mădularele voastre. Iacov vorbește despre o luptă cu poftele care se luptă în mădularele noastre, în interiorul nostru. Observați, niciunul din aceste pasaje nu vorbește de un război cu demonii, cu armata celui rău, într-un mod direct. Al cincilea pasaj îl găsim în 1 Petru 2 cu 11. Poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Aceeași idee ca și mai sus. Lupta dinăuntru nostru cu pornirile noastre. Deci, în înțelegerea biblică, războiul spiritual nu este o rafală emoțională cu care să-l sperii pe diavol. Războiul spiritual este o stare specifică a minții care implică un angajament de o viață. Nu este atât de mult o acțiune împotriva demonilor, un soi de exorcizare, cât o atitudine hotărâtă și angajată a minții împotriva influențelor rele. Deși a doua parte a definiției nu exclude pe prima, accentele prezentate de cuvântul lui Dumnezeu și proporțiile de text care prezintă faptele războiului spiritual sunt convingătoare cu privire la unde trebuie să fie focalizarea noastră. Cum se manifestă lupta spirituală? Cum spuneam, trebuie să înțelegem războiul spiritual ca fiind o luptă care implică mai mult decât a avea de-a face cu posesiile demonice. Elemente vitale ale conflictului de care vorbim au de-a face mai ales cu controlarea minții, a gândirii noastre și cu răstignirea firii pământești. Mintea este frontul principal de luptă. Adevărul este că atacurile diavolului împotriva noastră nu ar avea efect
dacă firea pământească nu ar coopera cu el. Dacă ne-am răstigni firea în fiecare zi, cum ne spune Pavel în Coloseni capitolul 3, trăind vieți moarte față de păcat, așa cum spune Scriptura, nu am răspunde sugestiilor, invitațiilor demonice și ispitelor firii. Pentru că oamenii morți nu răspund la stimuli. Trăirea unei vieți crucificate cu firea crucificată este partea critică a războiului spiritual. O persoană poate striga la diavol până se albăstrește la față, dacă îi lasă acestuia domenii ale minții pe care să le controleze. Dacă în viața lui omul dă loc unui păcat să-și facă lucrarea, nu face altceva decât să deschidă ușa vieții sale pentru atacul celui rău. Mintea și trupul trebuie supuse controlului Duhului Sfânt pentru a opri eficiența atacurilor celui rău. Dacă omul se focalizează doar pe diavol când abordează subiectul războiului spiritual și neglijează celelalte aspecte vitale ale acestuia, rezultatul poate fi devastator pentru el, pentru că mințile noastre sunt câmpul de bătălie. Duhurile rele nu au absolut nicio putere să ne distrugă atâta vreme cât nu găsesc în noi o ușă de intrare. Fie o slăbiciune, fie neascultare. Duhul Sfânt ne descoperă domeniile vulnerabile ale vieții noastre. El ne îndeamnă în multe feluri să ne căim de păcatele săvârșite și să le încetăm înainte ca diavolul să vină și să facă o priză acolo. Dacă ignorăm îndemnurile Duhului, practic nu facem altceva decât să-l invităm pe cel rău să-și bată pitoanele de cățărare acolo. Să-și monteze carabinele și apoi să-și treagă corzile prin ele și să înceapă să ne cucerească. Tendința firii noastre este să învinovățească pe altcineva mereu și mereu pentru eșecurile suferite. Diavolul m-a făcut să cad, se aude din când în când. Numai că cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios și drept, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda, ne spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Aceasta înseamnă că, la urma urmei, eu sunt responsabil de eșecul meu. Diavolul are puterea de a-mi sugera săvârșirea răului, dar nu are puterea de a mă obliga să-l săvârșesc. Așa că nu diavolul este de vină pentru eșecurile mele, ci eu sunt de vină pentru eșecurile mele. În concluzia primei noastre sesiuni, Dumnezeu este în căutare de oameni cărora le cere iubire. Diavolul este în căutare de sclavi cărora le cere supunere oarbă. Care sunt prizele făcute de cel rău în tine? Care sunt ușile prin care el intră cel mai ușor? Care este pioletul cu care își pregătește priza? Care sunt pitoanele pe care le-am plântat deja în tine? Care sunt carabinele și clemele care vor conduce coardă de cățărare pentru a fi cucerit? Scriptura ne îndeamnă foarte clar: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Proverbe 4:23. Păzește-ți inima. Nu e suficient să o păzești. Trebuie să o păzești, dar nu e suficient să o păzești. Trebuie să o și umpli. Umple-ți inima cu cuvântul și cu tot ce este bun, frumos, lăudabil, vrednic de cinste, ne spune Pavel în Filipeni 4:8. Dar nu e suficient nici să o păzești, să te protejezi. Nu e suficient nici doar să o umpli. Verifică-ți mintea, verifică-ți inima în comunitatea celor credincioși, în rugăciune. Pentru că până la urmă mintea noastră trebuie păzită, trebuie umplută cu ce este bun și trebuie verificată, ca să nu cumva să o luăm pe panta ereziilor. Păzește-ți mintea, umple-ți mintea, verifică-ți mintea.